Da, pe mine comunitatea Îndreptare Digital m-a ajutat să descoper o lume nouă, lumea tehnologiei, care poate fi foarte utilă în clasă, folosită ca un instrument de lucru la clasă. Cred că sunt mai multe, însă cea care m-a marcat pe mine a fost cât de simplu a fost să folosesc cu copiii, de exemplu, aplicația Documente Google. Deci chiar am reușit să creăm un text în colaborare cu copii dintr-o altă școală. Asta se întâmpla în iarnă undeva. Au fost atât de încântați că am început textul în clasă și l-au continuat acasă, dar inevitabil au fost și niște comentarii pe margine și a fost tare, tare drăguță. Da. Și a ieșit un text, wow, pe culori, frumos, și-au ales fiecare culori, cu ce culoare vor scrie, așa i-am putut și identifica care sunt cei care îmi completau pe text. Provocarea cea mai mare pentru ei a fost atunci când eu le-am dat să creeze ei niște teste în Kahoot. Deci noi am tot verificat și am tot făcut Kahoot în clasă și anul trecut în școală altfel am zis, bun, acum faceți voi testele pentru colegii voștri. Și și-au dat pe grupe, au creat frumos niște teste drăguțe. Pentru mine a fost participarea la Meet and Code. E drept că m-am familiarizat cu Scratch, nu eram însă atât de stăpână pe mine, însă ajutorul a venit din partea copiilor. Deci ei au înțeles foarte repede cum merge programul, cât de bine se poate lucra în el. Și așa au reușit să învețe și să fie mentor pentru alți copii, pentru clasele mai mici. Deci ei în 3 zile au știut ce trebuie să facă. Folosind resursele digitale, uneori nu sunt sigură, însă după ce studiez bine problema, simt că o stăpânesc și că pot să o duc în fața copiilor ca să le dau clar ceea ce au de făcut cu acel instrument. Cred că îi ajută și îi va ajuta să devină din consumatori de media și de jocuri, să poată deveni creatori la un moment dat. Deci asta sperăm să facem cu ei. Să nu fie simpli consumatori de jocuri, ci chiar să creeze la rândul lor. Cu siguranță sprijină. Prin diversitate, prin modul în care pot să aplice ceea ce au învățat la clasă cu ajutorul tehnologiei. Fericiți, cu siguranță fericiți, întotdeauna când descoperă o nouă aplicație, dar vor să vadă imediat ce face și să o prezinte. Deci lucrează în grup. Întotdeauna se ajută și atunci se simt cel mai bine. Pentru că cu siguranță îi va ajuta în procesul didactic și vor avea copiii mult mai aproape de ei. Îndreptar digital, într-un cuvânt, pentru mine a fost sprijinul meu în ultimii 2 ani și refugiu, da, m-a ajutat în lucrul la clasă și comunitatea Îndreptare Digitală.